Accident rutier aseară pe DN1 la intrarea în Sebeș dinspre Sibiu. Un autoturism încadrat riscant în depășirea unui autocar a dat far în far cu un tir ce circula din sens opus. Acroșat de gigantul șoselelor, autoturismul a ricoșat în autobuz și de aici pe marginea șoselei. Pe o ceață deasă, sotai cu cuțitul, șoferul aflat la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare Alba 65L a încercat total neindicat să depășească autocarul din față, întrucât din sens opus se apropia amenințător un tir. Din fericire, impactul nu a fost frontal, dar din acroșaj autoturismul s-a lovit de autobuz și de aici a ricoșat pe marginea drumului, serios avariat. A fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru a-l putea scoate dintre fiarele contorsionate pe imprudentul, dar norocosul șofer, care s-a ales din accident doar cu o strașnică sperietură. Dai o la 8, nu să-i dea să vă dea. Din primele cercetări efectuate de polițiștii la fața locului, a rezultat că vinovat de producerea acestui accident este șoferul autoturismului, care nu s-a asigurat în mod corespunzător în momentul în care s-a angajat în efectuarea unei depășiri. În urma accidentului, conducătorul autoturismului a suferit leziuni corporale ușoare și nu a fost necesară internarea sa în spital. Tirul și autocarul au scăpat neșifonate din carambolul rutier, dar mai important este că accidentul nu s-a soldat cu pierderi de vieți omenești.